Mă prezint aici mecanismul unui ceas de șemineu, marca Paro, Frère, aproximativ în anii 1880. Am făcut toate reglajele, s-a curățat ceasul, urmează să fie montat. O să vă arăt cum bate. Dăm și la fix. Atunci când ceasul nu bate corect, adică nu la ora indicată bate altfel, din această pârghie se reglează. Deci, în această pârghie, aceasta neagră care ia în spate, circulă pe această roată, se sprijină, uitați, în adâncituri bate jumătatea și pe ridicături bate orele. Pur și simplu se ridică de pârghie, deci este acces prin spate, pe ferăstruica, pe ușița din spatele ceasului și cu ceva, dacă nu se ajunge cu mâna, se ridică pur și simplu această pârghie. O să vă arăt. Uitați. Și tot așa dăm până când bătaia va fi corectă. Deci e o chestiune foarte simplă. Ca să o înțelegeți, de fapt, pârghia aceea corespunde cu partea asta, care este ridicată, uitați, când se rotește minutarul, uitați, această pârghie se ridică, ca, aproape în formă de L, e ridicată de un știft și o atinge, o atacă pe asta, care comunică cu asta, la altă, ea se ridică, eliberează rotița aceasta din spate, care și ea un știft, rotița pleacă, se armează și când cade, că la un moment dat cade, pârghia, după ce a trecut de știft, se declanșează bătaia. Deci, am arătat, urmăriți dacă vreți pârghiile. Uitați, așa, deci acum s-a făcut armarea și acum va cădea pârghia. Uitați, au căzut pârghiile și începe bătaia. Deci ați înțeles cum se face reglajul bătăiei la oră. Alte reglaje, așa, poziționarea ceasului, practic, uitați, dacă ceasul se mișcă stânga-dreapta, acolo în carcasă când va fi pus, el e fixat cu două șuruburi în spate și dacă se slăbesc și se mișcă ușor, practic prindem poziția pentru funcționare. El va fi reglat la boloboc și în principiu deci, trebuie pus la boloboc, el nu funcționează altfel decât cum e setat. Se mai pun pe jos când dați pentru hârtie cartoane ca să reglez poziția. Aceea masa trebuie adusă la boloboc. Aici în spate, reglajul bătăii, clopoțelul este lovit de acest ciocărel care în fond e pe o sârmuliță care se poate îndoi în sus, în jos, stânga, dreapta, ca lovitura să fie bună pe clopoțel. Adică dacă e prea apropiat, lovește dur, sunetul e dur. Dacă e prea îndepărtat, deci ridicat spre în sus, nu atinge clopoțelul. Și reglajul acum o să scot pendula. Uitați, deci, dacă puteți observa, deci aici trebuie introdus în această furcă și când se introduce, am scos-o din furcă și reglajul preciziei se face în acest șurubel. Dacă se învârtește spre dreapta, practic se ridică spre în sus această greutate și va grăbi și invers, rotind spre stânga,
La coboră și va rămâne în urmă. Aici are și un șurub de fixare. Deci după ce am prins poziția corectă, se strânge șurubelul ăsta ca să nu mai se miște. Cam atât o să facem filmarea și când e în cutie montat. O să prezint acum modul de fixare a pendulului, pentru că în geam nu se transportă cu pendulul ceasul, pendulul fixat. Și atunci se culcă statueta pe burt, pe față, tot cu soclu, pe ceva așa mai moale. Și se dă clopoțelul jos. Clopoțelul. Se desface șurubelul ăsta. Se dă jos. Acum uitați, se vede foarte bine totul. Și pur și simplu acum agățăm, punem în furcă și agățăm aici sus. Mai eu și filmez și trebuie să mă uit așa. Bun, l-am fixat. Deci e fixat, acum se fixează sus clopoțelul. Se pune șurubelul. Și dacă va fi nevoie la clopoțel, la ciocănel să se regleze, se mai îndoaie tot prins pe aici pe jos și cu o mână introdusă în orificiu din spate, deci folosind două mâini, se reglează ciocănelul dacă nu bate corect pe clopoțel. Asta a fost. Restul se face mai târziu după ce le-am pus toate. Vă prezint acum ceasul montat în soclu de marmură cu statuetă. Tot este din antimoniu, bronz auriu. Cadran din alamă. Cu o mică ciupitură aici la colțul de sus, aici e o mică ciupitură pe colț. Înălțimea aici e aproximativ 60 cm totală. E un trubadur care cântă la un instrument vechi, franțuzesc, vielă se numește, e un fel de chitară, se învârte, deci e o vielă cu roată, se învârte cu mâna dreaptă o manivelă și aici este o roată care ciupește corzile, iar în față aici are clape pe care nu apasă, deci direct cu mâna pe coarde, ci cu acele clape apasă pe corzi și face melodia. E un instrument plăcut, există și acum, la ora actuală, modernizat, sigur că se pot vedea, se poate vedea pe YouTube. Deci, vielă cu roată. Este restaurat, fără defecte, mai puțin acel colț ciupit. Aici sunt niște pești stilizați, stânga-dreapta. Să arătăm și spatele puțin, capacul alamă. Mecanismul nu mai arătăm, că l-am arătat desfăcut, o să arătăm cum bate un sunet foarte fin pe clopoțel.
Deci el e reglat la Bolobok, aici uitați, nu e chiar la Bolobok. Puțin bula este în dreapta, dar el funcționează. Deci nu e chiar așa sensibil și asta e bine. Aici scrie pe cadran ceva, scrie a la monteur electrica aubergine, face rude mai jos, rude seara, siam, rude siam, numărul 43 sau cum așa ceva, Brest. Deci atât despre acest ceas de șemineu franțuzesc S. Marty medaliat cu bronz. Un ceas foarte frumos și care funcționează acum foarte bine. Fac o rectificare, am multe ceasuri și pur și simplu mai uit și eu. Deci ceasul este cu mecanism Parro Frère, medaliat cu bronz. Acum deja e așezat aici, la depozitat. Dacă toți suntem aici, o să arăt și câteva ceasuri. Acestea sunt tablou. Acestea sunt contoase. Gustav Becker, contoase. Și revenim la ceasul nostru ca să încheiem.